spuneau că n-au putut ghici căderea comunismului, că nu era pe orizontul, în orizontul conceptual. Acum foarte mulți mărturisesc că n-au putut prevedea că o să înceapă din nou războiul în Europa. Apare regimuri antidemocratice, unele au fost antidemocratice, altele n-au fost. În Ungaria a fost democrație, nu mai este. În Franța mai este, dar nu știm câtă vreme mai este. Lucrurile au stat la fel tot timpul sau că asistăm la o ascensiune a autoritarismului în România? La urmă, marea noastră problemă acum nu e Franța. Franța nu o să mai fie democratică, nici, mă rog, Elveția, nici Suedia, ci marea problemă e Rusia și China. Astea sunt marii de probleme și, mă rog, mai sunt câteva pe acolo. Ea și Ungaria un pic, dar nici ea nu e foarte, foarte grav. Adică trebuie să facem niște distinții. Rusia nu mai e nici măcar autoritară. A devenit un stat totalitar în sensul cel mai bun al cuvântului, în care a spune anumite cuvinte să pedepsește cu închisoarea pe 15 ani. Deci despre asta trebuie să vorbim.